Eu știu că nu sunt... Înțeleg că nu ești vinovat, dar te-ai adresat procurorului general Harunjă și ce ai cerut? Că să fiu eliberat de acuzațiile către mine. Că eu e bine, asta trebuie să decide instanța. Instanța trebuie de... Da, eu să constate că nu ești vinovat. Da, trebuie știu, procesul să aibă loc. Eu știu că nu sunt vinovat. Eu nu am făcut așa ceva. Doar că eu îmi spun că eu spun așa, înseamnă că fiindcă eu știu limba română sau este împăcat, fiindcă am ajutat pe cineva care nu știe limba. Uh-huh. Și el nu știe. Ai făcut limba. Un bine și am de la bine bine, să-ți trezi dosarul penal. Să la un rău. Adică îmi vin în cap când mă întâlnesc cu prietenii care vorbesc doar rusă și spun că ne uci românski jezik, eta duraski jezik, uci rusă. Și mă spun așa, da, gata, eu paruski, eu am o carte, eu acum înveț rusă. Uh-huh. Acum înveț rusă că să uit de română. Fiindcă din cauza la limba română am ajutat pe cineva care nu știa ce face el în viață, eu sunt vinovat acum. Fica mea ziua ei pe 14. Păi ai zis că nu ești vinovat acum. Nu sunt vinovat deloc. Da, ești arestat. Vinovat. Preventiv. Arestat. Încă da. Nu-i condamnare. Ești prezumptiv nevinovat, dar preventiv ești arestat. Înțeleg că asta îți strică toate planurile, că nu ai din ce îți întreține familie. Da. Și mai ales că fica mea ziua ei era pe 14 ianuarie. Eu n-am sunat, n-am vorbit, păi de ce n-am spus nimic. Telefoanele mele au fost ridicate. Ah, și n-ai numere, n-ai nimic. Fiul meu pe 29 ianuarie, e 20 februarie, uh-huh. O să aibă 8 ani. Uh-huh. Și cum să fac? Stau așa. Zilnic stau așa. Stau lângă sobă. Dar ne-ai cerut procurorii să-ți întoarcă telefoanele? Dacă le-au văzut, le-au ascultat, ai dat parolele, tot, ce le mai țin? Am cerut. Pe 30, când a fost la curtea de apel, am spus la avocat să cer telefoanele mele. Și a spus că nu, telefoanele lui sunt ridicate, la el e interesant. La ce e interesant? Fetele goale care au văzut la mine în telefon? Păi nu cred că fetele le interesează, că anchetatoarea, procurora e femeie. Sau poate, poate. Da, dar cine anchetează? Nu procuror, polițiștii. Am înțeles. Asta e. Polițiștii sunt bărbați, nu femeie. Deci... Și rog că să fiu eliberat din situația unde stau acum. Că am copii minori, am părinți bătrâni și eu sunt fiul lor, primul bărbat și trebuie să le ajut. Stătând așa nu pot să fac nimic. Sunt oamenii care stau chiar un an de zile cu arest la domiciliu, chiar știind că nu sunt vinovat, dar stau ani cu ani. Unde e justiția? Vă rog, din suflet, eu nu sunt vinovat. Eu am sigur să n-am făcut niciun rău la nimeni. Vreau să fiu liber, să lucrez, să cânt, să transmit zâmbet la toți moldoveni. De când eu am transmis zâmbetul ăsta când era Guțășu, la toți moldoveni din Moldova. Și vreau asta să fac și asta mie îmi place, dar să stau așa în situația asta nu îmi place. Eu nu sunt vinovat. N-am făcut niciun rău la nimeni. Sper că instanța o să constate nevinovăția ta și o să te elibereze. Da, cu asta.